Din punct de vedere al duhovniciei de la țară, nu o găsim la oraș niciodată. Aici avem tot felul de surogate, tot felul de idei ale unora și ale altora și trebuie să faci așa, că dacă n-ai făcut așa nu se odihnește mortul și alte asemenea. Vreau să vă spun un lucru și un lucru care are legătură grozavă cu ziua de Paști. Cu ziua de Paști și cu ocupația de mirolosiță a fiecarei femei în familia sa. Și anume, de ce îmbrăcă mortul în haine noi? Pentru că noi știm că în haine noi trebuie să ne ducem la înviere. În noaptea de înviere trebuie să avem ceva nou pe noi. De ce? Că nu ne putem prezenta în fața lui Dumnezeu fără să fim îmbrăcați frumos. Dar de unde vine asta? Vine din adâncul istoriei poporului român. Românul de la țară avea două rânduri de haine. Și acele frumoase haine țărănești, albe și cu negru, care împleteau bucuria și viața și cu năcazul și cu moartea, alb și negru. Și avea două rânduri de haine. Totdeauna femeia avea grijă ca bărbatul și copiii să aibă un rând nou de haine de Paști. Și țesea și câne pe la început și apoi in și apoi bumbac și apoi câte au fost. Și lâna de la oile românești, da? Și făcea câte un rând de haine de Paști. Se ducea cu ele la înviere și le punea ladă. Și cele care au fost în ladă până la Paști se luau la lucru și se duceau oamenii și în pădure, se duceau peste tot cu haine românești pe care le purtau un an de zile și se spălau din când în când și ele tot timpul erau haine albe, dar se ponoseau după purtarea de un an de zile. Dar ce rol mai aveau hainele alea din ladă cu care au fost la înviere? Aveau rolul să fie gata și împachetate dacă se întâmplă ca omul să treacă din lumea aceasta. Erau noi și au participat cu ele la înviere. Mai în glumă, mai în serios, sigur că noi nu ne gândim la moarte, dar lucrul ăsta trebuie să ne fie în atenție. Să avem ceva nou în dulapurile noastre, să nu trebuiască alergat și firma să vină să zică am niște haine, vreți să mă îmbrac mortul? Nu, ca și creștini, noi trebuie să avem pregătit haine de mormântare. Și de ce vă spun asta? Am nimerit multe, multe femei în vârstă. Eu aveam traseu de împărtășit și cu siguranță ați avut și sfințile voastre lucrul ăsta. Era deosebit, era ca și un pelerinaj pe la sfinții satului. Credincioase de 90 de ani, am avut 3-4 când m-am dus în prima parohie și le spuneam, viu pe la 10 când termin Sfânta Liturghie și apoi dumneata ești a doua sau a treia. Și când ajungeam acolo, zicea părinte, eu sunt de la 3 strează și îmbrăcată și te aștept. Noaptea, de la 3. 6-7 ore stăteau că vine părintele să o părtășească. Cu adevărat sfințenie. Cu adevărat sfințenie. Ei, femeile acestea și oamenii de la țară încă, care țin la portul românesc, au în ladă haine de mormântare. Și vorbea părintele de la Alțâna, am avut și așa rude la Alțâna, așa prin alianță și mă bucur de aceasta că am învățat și de acolo ceva. Bunica soției când a murit, a zis către socru și către familie, zice, pe mine să nu mă puneți în sicriu dacă n-aduceți pe femeia cu tare, că aia știe să-mi facă năframa cum trebuie să fie mormântate femeile. Că numai aia mai știe din sat să așeze năframa în cap la îmbrăcată românește și apoi legată, nu știu cum, ca la Alțână, da. Deci, iată, o grijă deosebită. Nu se temeau oamenii că mor. Se întâlneau cu Hristos și atunci puteau să trăiască frumos, puteau să se bucure și să se întristeze de toate câte le dădea viața. Noi acum ne tulburăm de nu mai putem că Doamne că a murit. Păi, dar ce era să facă? Tot timpul trebuie să fim cu gândul la moarte. Iarăși, avem una și aceasta are legătură cu Duminica Mirolosițelor. Noi avem aici, de aceea am adus octoihul, acesta l-am găsit repede că așa am venit de la biserică direct și m-am gândit să viu numai cu Noul Testament să citim arătările femeilor mirolosițe. Dar acestea le putem citi și acasă și spun aceasta, iată și pe post. În sfârșitul celor patru sfinte evanghelii, în ultimele capitole, chiar în capitolul de încheiere, primele trei, sunt arătările Mântuitorului după înviere și la Evanghelia după Ioan, în două capitole de la sfârșit. Am spus aceasta și în seara aceasta la biserică. Deci putem citi și suntem îndemnați să citim din Sfânta Scriptură, să nu o ținem acolo numai ca pe o carte și să se puie praful, să o citim.
Noi trebuie să vedem ce putem face ca să ne împropriem această credință și cuvintele pe care le găsim în Scriptură trebuie să ne folosească. Și vă citesc acum din Canonul Paștilor, iar ne întoarcem la Canonul Paștilor, un icosul se numește, după cântarea șasea, după contact, se citește icosul. Un lucru extraordinar, iată cum au înțeles părinții ceea ce au citit din Scriptură, ceea ce le-a rămas din Evanghelie. Pentru că toate cântările bisericii, trebuie să știm, că predice ale oamenilor aleși de Dumnezeu cu darul vorbirii. Și ne-au rămas, și noi le cântăm, după bogăția de metafore și de înțeles pe care ei au dat-o mesajului Evangheliei. Și vă citesc icosul. Legătura pe care o are, iată, femeia în casa ei și femeile mironosițe pentru persoana Mântuitorului Hristos spun, cinstind trupul pe care noi îl prețuim apoi, spuneam, împărtășindu-ne. Pe soarele cel mai înainte de soare, care a pus oarecând în mormânt, căutându-l mironosițele femei, au mers la mormânt când se lumina de ziua. Și una către alta striga, o, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat. Trupul care a înviat pe Adam cel căzut și care zace în mormânt. Iată, cumva părinții fac o trecere pe care cu siguranță femeile nu au avut-o în cap. Dar ei fac trecerea aceasta pentru că au văzut perspectiva împlinită. Femeile nu. Femeile au știut numai ce le așteaptă. Cine ne va da nouă piatra de la ușa mormântului? Dar iată, părinții au înțeles că de fapt noi acum nu mai rămânem la piatra pusă pe mormânt. Noi trebuie să înțelegem cu ce ne folosește învierea Mântuitorului și iată implicit prezența acestor femei. Să mergem și iată ce paralelă grozavă se face cu nașterea Mântuitorului Hristos la învierea sa. Să mergem să ne sârguim ca magii, să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri. Iată, spuneam și în seara aceasta la biserică credincioaselor, iarăși, bisericile noastre sunt pline de mamele noastre și de femeile pioase și credincioase care vin mereu, mereu să asculte, să se roage, să ne fie de folos. Noi suntem chemați astăzi să aducem orice și cântări și orice să aducem, dar să aducem din inima lui Hristos. Iată, se face paralela între darurile și între mirul pe care femeile l-au adus. Celui ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfășurat. Și să plângem și să strigăm, o stăpâne, scoală-te, cel ce dai celor căzuți în viere. Este vorba de întreaga activitate a Mântuitorului Hristos. Pentru aceea s-a născut ca să moară pe cruce și să învieze. Ca să ne îndrepteze, să ne refacă legătura pierdută de Adam, să refacă legătura cu Dumnezeu și să putem să ne folosim din aceasta. Iată lucruri pe care ni se pare că le știm, dar trebuie așezate pe făgașul lor. Că avem impresia că le știm. Chiar dacă credincioșii noștri nu știu lucrurile acestea în explicația aceasta, dar ei le știu că le trăiesc. Ei știu că mortul trebuie îmbrăcat nou, mortul trebuie să aibă giulgiurile, că așa-i și zic, așternutului din sicriu și acoperișul, așa e acoperământul, sunt femei, ce să mai vorbim despre femei care își pregătesc chiar pânza aceea, pânzătura ce și-o pun deasupra și-o pregătesc cu ani de zile înainte, scriind acolo ca și pe un epitaf că ele sunt cele care și-au brodat-o cu mâna și o cântare din cele sfinte și apoi aceea li se pune pe... Ce înseamnă asta? Că oamenii se îngrijesc de mormântarea lor și nu numai după o vreme, ci iată pe rând câte ceva care să nu le înspăimânte, ci să se gândească la clipa morții. Toate lumea aceasta trebuie gândite și trăite frumos. În măsura în care ne gândim la moarte, nu ne mai e frică de ea. Da. Înaintăm în vârstă, noi știm că toți ai noștri au murit. Noi ce să facem? Nu murim și noi? Dar iată, e una să te temi de moarte, că vine și nu știi ce să faci, și alta să fii credincios și cu fiecare înviere să mulțumești lui Dumnezeu. Am avut un cântăreț la biserică unde am crescut, și de fiecare dată în săptămâna mare, miercurea, când terminam șirul Sfintelor Liturghii ale Darurilor, spunea lucrul ăsta: mulțumim, Doamne, că am încheiat
Acum să vedem cine mai trăiește până la anul, să ne apucăm din nou de ele.